Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, grea porunca. Una și mai grea este, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea. Iubiți-vă nevestele ca pe propriul vostru trup. Dar dacă până aici Dumnezeu ne-a vorbit fiecăruia în parte, acum ne ia și ne pune la oaltă ca familie, ca soț și părinților le vorbește despre ascultarea de copii și despre neîntărâtarea copiilor la mânie. Ascultarea de copii, am zis eu, fără să greșesc, pentru că foarte mulți dintre noi, părinții, avem impresia că numai noi avem de spus copiilor noștri ceva, ei nu au să ne spună nimica. Dragii mei, Pavel a început cu o poruncă: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Asta înseamnă și soțul se supune soției în frica lui Hristos, și soția soțului, și copiii părinților, și părinții copiilor în frica lui Hristos. Dacă un copil poate invoca legea lui Hristos, porunca lui Hristos, părintele trebuie să asculte, trebuie să ia seama. Am fost puși împreună în același trup al lui Hristos ca să ne ajutăm unii pe alții în trăirea, în păzirea poruncilor lui. Suntem în primele patru versete din Efeseni, capitolul 6. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Deși majoritatea versetelor, 3 din 4, se referă la copii ascultați în Domnul de părinții voștri, acel în Domnul din text practic mută focalizarea pe părinte în primul rând. Dar textul, dacă l-aș lua și l-aș scurta, ar suna așa: copii ascultați de părinții voștri. Dacă urmăriți imaginea din fața voastră, vă pun o întrebare: ce simțiți în zilele noastre? Ascultarea de părinți este un grafic în creștere, în ascensiune, sau ascultarea de părinți este ceva ce pierde din ce în ce mai mult, chiar și din familiile creștine? Ce observ eu este că doi tineri nu știu să aibă grijă de un copil. Când vine și al doilea și al treilea, lucrurile scapă printre degete. Cu alte cuvinte, trăim vremuri în care, dintr-un motiv sau altul, neascultarea de părinți intră în fibrele pruncului de foarte devreme, probabil din pricina multelor influențe din jurul lui. Dar dacă este adevărat că ascultarea de părinți este în continuă cădere, atunci tema din această dimineață este nu doar relevantă, ci și fierbinte. Dar ascultați textul citit corect. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Și de aceea cred eu că Pavel a început cu versetul 21: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă Hristos este autoritate ultimă, oricare membru al familiei poate apela la această autoritate. Și asta permite comunicarea constructivă în familie. Și copiii au dreptul să apeleze la autoritatea Domnului, la frica de Hristos în fața părinților lor. Hristos este și trebuie să rămână autoritate ultimă în familie. În săptămânile acestea, deseori au stat înaintea noastră o imagine care reprezintă într-un fel linia de subordonare impusă de Dumnezeu în universul creat de El. Dumnezeu este capul, sau dacă vreți, contextul ultim al tuturor lucrurilor. Hristos a intrat în planurile Tatălui, bărbatul intră în planurile lui Hristos, femeia se aliniază împreună cu soțul la împlinirea planurilor lui Hristos. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Dacă aș completa cu copiii imaginea, fără să perturb ceea ce vedeți, ea arăta cam așa: Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia, copiii. Noi bărbații zicem, slavă Domnului, suntem scutiți de responsabilitate. Soțiile noastre au responsabilitatea copiilor noștri. Dragii mei, textul nostru nu spune așa ceva. Textul nostru spune că Dumnezeu este contextul ultim al tuturor lucrurilor, pe urmă urmează Hristos
și pe urmă urmează părinții. Copiii ascultați de părinții voștri, de bărbat și de femeie. Cu alte cuvinte, copiii nu sunt în sarcina mamelor, deși mamele petrec poate cel mai mult timp cu ei, ci sunt în responsabilitatea soților în primul rând. Faptul că pun părinții și sub părinți pun copiii, lucrul acesta nu neagă linia de subordonare în 1 Corinteni 13. Bărbatul rămâne răspunzător. Și ăsta este primul principiu pe care aș vrea să-l luăm acasă. Eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare, dar fiecare dintre noi bărbații știm cât am abandonat această răspundere, această dare de socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri. De obicei băgăm ușor de vină soțiilor noastre și lor le spunem că lucrurile nu merg bine în casă, mai ales când ne întoarcem obosiți, dar răspunderea pentru creșterea copiilor revine bărbatului, nu femeii. Bărbaților, spuneți împreună cu mine, răspunderea pentru creșterea copiilor revine bărbatului, nu femeii. Nu vorbesc de responsabilitate. Responsabilitatea poate fi împărțită, dar răspunderea, cel care poartă răspunderea pentru ce se întâmplă în casa lui, este bărbatul. Dați-mi voie să citesc câteva texte din Biblie adresate bărbaților. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui, 1 Timotei capitolul 5 cu 8, și mai ales celor din casa lui, și aici intră soția și copiii mei, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Și aici nu-i vorba doar de cadourile care le fac soției și copiilor, de banii care îi aduc în casă, de felul în care am mobilat lucrurile, nu, dragii mei. Aici e vorba, în primul rând, de ce așteaptă Dumnezeu de la copiii noștri. Ce așteaptă Dumnezeu de la o familie creștină. Sau dacă mă întorc înapoi în capitolul 3 din aceeași epistolă, Pavel scrie bărbaților care, mai devreme sau mai târziu, vor trebui să pășească în rândul întâi pe scenă în îngrijirea de Biserica lui Hristos. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun, dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Versetele 4 și 5. Să-și chivernisească, să-și administreze bine casa, să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Observați cui vorbește Dumnezeu? Bărbatului. Să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă nu știe cineva să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Observați, bărbaților, familia, din acest punct de vedere, ne-a fost dată în administrare și noi avem datoria să câștigăm bătălia aceasta. Pentru că altfel ai pierdut bătălia în casa ta, nici n-are rost să încerci să o dai în altă parte. De obicei, abandonăm în familiile noastre având impresia că vom avea mai mult succes în afară. Cade deci în responsabilitate bărbatului să-și învețe și să-și disciplineze, să țină copiii în supunere cu toată cuvința. Cel mai mare lucru pe care îl poate face o femeie, și vreau să vă spun de foarte multe ori, aici sunt problemele. Da. Dacă o soție nu știe locul ei și nu și-a învățat într-un fel rolul pe care Dumnezeu l-a dat, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului, de aici începe catastrofa în familie. Cel mai mare lucru pe care îl poate face o soție ca să-și ajute, să-și împingă soțul în a-și lua această responsabilitate în serios, este să îi se supună, cu alte cuvinte, să nu-l contrazică în fața copiilor, să nu-l critique în fața copiilor. Ai dreptul să-i vorbești, ai dreptul să-i reproșezi în frica lui Hristos, ai dreptul să fii ascultată, dar fă-o între patru ochi, nu face niciodată în fața copiilor tăi. Dragii mei, copiii trebuie să știe că mama și tata, părinții, sunt de aceeași părere într-o problemă. Nu știu dacă ați constatat, dar copiii sunt niște manipulatori incredibili. Dacă ei doresc să obțină ceva și mama spune nu, se duc la tata. Și cum tata e ocupat, fără să fi avut
dorința să așeze limite clare în familia lui, neștiind cum stau lucrurile, dă verdictul contrar soției lui. Și de aici încep problemele. Copiii, dragii mei, cresc trăgând sforile și noi suntem păpușile din casă, noi părinții. De ce? Pentru că bărbatul nu și-a luat responsabilitatea de a așeza regulile, rânduielile în casă și de a ajuta soția când i-a delegat responsabilitatea în lipsa lui să păstreze regulile respective. Nu uitați, copiii noștri vor ști să manipuleze, să profite de lipsa noastră de comunicare, de lipsa regulilor din casa noastră. Bărbatul poate delega soției lui. Și vă spuneam, dacă vă uitați la ce se întâmplă într-o familie, mamele stau cu copiii mult mai mult timp decât bărbații. Bărbatul este cel care aduce pâinea în casă, pleacă de dimineața și poate o câștigă cu durere, cum spune Scriptura. Deci poate delega soției lui din responsabilități, dar răspunderea, faceți diferență între responsabilitate și răspundere. Răspunderea rămâne a soțului pentru implementarea regulilor asupra cărora cei doi au căzut de acord. E foarte important, mai ales pentru voi, familiile tinere, să stați să povestiți. Când Dumnezeu aduce un copil între voi, nu le puneți o mie și una de reguli, pentru că nu le țineți nici voi minte și copilul speculează lucrurile acestea. Trebuie să existe câteva clar înțelese. Restul lăsați flexibilitate, copilul să exploreze, să crească. Dar regulile pe care le-ați spus, cădeți de acord împreună asupra lor și păstrați-le cu sfințenie și vom vedea de ce. Deci bărbatului revine răspunderea de a-și crește, de a ține copiii în supunere cu toată cuvința, dar Scriptura mai spune pe spatele lui, vorbesc de răspundere, responsabilitatea, o purtăm împreună, dar răspunderea de a fi preot în casă și de a veghea la mântuirea sufletului copiilor lor. Dacă întorc în epistola lui Pavel, scrisă lui Tit, capitolul 1, versetele 5 și 6, el adaugă această nouă trăsătură de penel la responsabilitatea sau răspunderea bărbatului. Te-am răsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbatul unei singure neveste, având copii credincioși, care să nu fie învinuiți de destrăbălare și nesupunere. Observați, lângă ascultare și supunere, Pavel aduce și credincioșia. Cred că e vorba de credincioșia față de Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, din fragedă pruncie, trebuie să te pleci cu ei pe genunchi. Să te rogi, este extraordinar să vezi sufletul copilului cât e de deschis pentru lucrurile spirituale, cum recepționează ceea ce îi spui. Noi avem impresia că ei nu pricep prea multe. Nu, dragii mei, din fragilă copilărie trebuie să fie învățați căile Domnului, adevărurile Domnului și când vor îmbătrâni, nu le vor uita, spune Scriptura. Este deci tot responsabilitate sau răspunderea bărbatului să vegheze și să mijlocească ajungerea copiilor lor în relație sau în credința în Domnul Iisus Hristos. Nu e așa că ați constatat și voi ca și mine. În familie nu poți predica. Nu poți spune pe toți în rând, după care îți deschizi Biblia, stai în față, să cânți o cântare și până să zici și predica o jumătate de oră, să aștepți ca toți copiii să... Nu. În familie lucrurile astea nu țin. Singura predică care este ascultată în familie, și vreau să vă spun, luați-o foarte serios, este viața și exemplul. Iar când este nevoie, folosiți și cuvinte. Dar viața și exemplul este predica pe care copiii voștri o vor ține minte. Cunosc familii în care, în ce privește cuvintele, toate merg foarte bine, în ce privește exemplul, merg lucrurile mai prost. Dragii mei, nu mă mir când copiii încep să crească și se răzvrătesc împotriva părinților. Nu ar fi copii răi, dar acolo s-a picurat de-a lungul anilor o relație între soț-soție, care nu-i nicicum, și o relație între părinți și copii, care nu-i nicicum. Și modelul acesta de viață, într-un fel, a marcat pe copiii noștri. Este interesant
că chiar și dacă am avea o relație perfectă, soț-soție, părinți-copii, chiar dacă, când răsfoim scripturile, vedem că de multe ori părinți buni au copii răi și părinți răi au copii buni. Vă dau un exemplu. Ezechia, unul dintre cei mai lăudați împărați ai lui Iuda, îl cunoașteți pe Manase? Pruncul lui, din pricina lui Manase, nu iert. Manase a adus după tatălui Ezechia istoria la o cumpănă apelor din care nici Dumnezeu n-a mai redresat-o. A urmat robia babiloniană și ruperea legământului. Manase. Cum se întâmplă lucrul acesta? Dragii mei, părinții nu sunt singurele influențe în viața copiilor lor. În cei 15 ani pe care i-a mai dat Dumnezeu lui Ezechia și în care s-a născut Manase, Ezechia a fost foarte ocupat, dragii mei, cu tot felul de politici și cu tot felul de lucruri care numai de familia lui n-a avut vreme. Uitați-vă la David și la pruncii lui. Uitați-vă la... Sunt nenumărate exemple în Biblie. Părinții nu sunt singurele influențe în viața copiilor noștri. Scriptura spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și se cera, dar pe deasupra tovărășile rele strică obiceiurile bune. Opriți-vă o clipă și gândiți-vă la societatea în care trăim. Știți care e strategia celui rău? Nu uitați, lumea asta are un mers după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Nu așteptați ca influența societății să vă împingă copiii în rai. Nu se va întâmpla, pentru că diavolul are planuri exact în direcția opusă, să vi smulgă din mână, să-i arunce în fundul iadului și o face pe toate căile posibile. Uitați-vă de la ce vârstă ni se iau copiii din familie. În Statele Unite, tot mai multe familii își țin copiii acasă la școală, homeschooling. De ce? Din pricina catastrofei care este în școlile din vremea respectivă. Nu știu cui a venit în minte în țara noastră ca să înceapă clasa zero. Și pe lângă clasa zero este creșa și grădinița. Nici nu s-a născut bine copilul și abia începe să facă câțiva pași și vin și ți-l ia printr-o lege și îl expune unor influențe asupra cărora tu nu ai nici un control. Un prieten de-al meu, când a trebuit să-și ducă copilul la școală, primul lucru pe care a făcut s-a dus la școala în care trebuia să-l înscrie și a intrat în WC-urile școlii. Și s-a uitat ce-i pe pereți. Și s-a uitat ce este în jur. S-a uitat ce se întâmplă într-o pauză în curtea școlii respective. Răspunderea este a noastră. Influența este altora. Și diavolul vrea să influențeze copiii noștri din fragedă pruncie. Dacă tu ești prea ocupat, deselene animate își fac lucrarea în copiii noștri. Îți din ce în ce mai alterate, dragii mei, și mai pline de violență și probleme. Și copiii noștri de mici sunt imunizați la toate aceste lucruri. Vă mirați că atunci când ajung la școală, își scot ochii, se omoară unii pe alții? Și toate tragediile pe care le trăim, societatea ne ia copiii de la vârsta cea mai fragedă. Dar noi rămânem răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru ei. De aceea nu-i tot una la ce grădință îi dai, nu-i tot una ce fel de prieteni are. Răspunderea bărbatului nu poate fi delegată nici femeii, nici școlii, nici bisericii. Dragii mei, toate acestea pot fi resurse în viața copiilor noștri și nu putem evita astfel de influențe, dar răspunderea nu poate fi delegată. Când copiii mei au mers la școală, m-am dus la prima învățătoare și i-am spus, doamna învățătoare, spuneți-mi, vă rog, care sunt cele 10 lucruri pe care copilul meu trebuie să le știe după ce a terminat clasa 4-a? S-a uitat la mine ca la felul 3. Când al doilea s-a dus la școală, m-a dus la cealaltă învățătoare și am întrebat-o, vă rog, care sunt cele 10 lucruri pe care copilul meu trebuie să le știe când a terminat clasa 4-a? S-a uitat la mine ca la mine la felul 3. Nici una din învățătoare n-a știut să-mi răspundă la întrebare. Era o doamnă, profesoară de matematică, o englezoică și zice, îți spun eu, am să-ți trimit un mail. Și am primit un mail de la ea câteva săptămâni mai târziu. Cele 10 lucruri pe care un copil trebuie să le știe la 16 ani când a ieșit de la școală din matematică. Dragii mei, trăim într-o societate în care nu ce învață copilul, pentru că nici profesorul de multe ori nu știe ce are să-l învețe, are o curiculă prin care trece, ci impactul, influența, prezența
modelează viața copiilor. Uitați-vă la copiii noștri cum caută staruri, cum caută modele. Toate lucrurile acestea le modelează viața. Părinții nu sunt singura influență în viața copiilor noștri. Mă bucur de provocările care ni s-au făcut acum la început de toamnă, la început de an. Dragii mei, luați biserica nu ca un surogat de părinte. Școala duminicală nu face lucrarea în locul vostru, în locul nostru. Dar școala duminicală poate fi o resursă, așa cum poate fi o resursă întâlnirea cu părinți copii. Din păcate, eu vorbesc cu învățătorii de copii și mi se rupe sufletul când văd efortul pe care îl depun și indolența părinților din biserica noastră. E adevărat, viața e aglomerată. Dar dacă ai cerut un copil de la Dumnezeu și ți l-a dat, mijlocește pe toate căile posibile prietenii pozitive, influențe pozitive în viața lor. Ia-ți puțin timp și du-te la Oana cu copiii tăi. Uită-te la ei cum zburdă și memorează versete biblice și între timp sunt atâtea ața părinți acolo sau bunici cu care poți vorbi. Investiția în copiii noștri este o investiție pentru veșnicie. Este important, deci, să mijlocim pentru copiii noștri prietenii spre viață, prietenii pozitive și este responsabilitatea noastră. Revin la textul nostru care spune, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Spuneți-mi, ce se întâmplă când poruncile părinților și voia Domnului intră în conflict? Cum rezolvăm problema? E o problemă etică, complicată. O problemă care pe urmă merge mai departe în societate. Și aș vrea să vă spun că în relația părinți-copii n-a dispărut de deasupra lor Hristos și Domnul. Cu alte cuvinte, autoritatea ultimă rămâne Hristos, rămâne Dumnezeu. Dumnezeu este și rămâne autoritatea ultimă. Aș vrea să vă duc în viața unui bărbat care scrie, este vorba de Sfântul Apostol Petru, care în una din epistolele lui, capitolul 2 din prima epistolă, versetul 13, spune: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Pentru Domnul. La fel vom vedea dacă vom ajunge și în capitolul 6, versetul 5, când e vorba de robi, ca lui Hristos, fiți supuși stăpânilor voștri sau despre angajați. Dar ciudat este că acest Petru care scrie cuvintele, le repet, fiți supuși oricărei stăpâniri pământești pentru Domnul, el însuși este nesupus față de stăpânirea în fața căruia se pomenește. Azi-mi voie să creonez contextul. Era ceasul rugăciunii, Petru și Ioan merg la templu și la Poartea Frumoasă este un olog. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau? În numele lui Hristos, scoală-te și umblă. Și ologul sare în picioare. Și mulțimea care vede se adună buluc în jurul lor și Petru începe să propovăduiască. Vin poliția templului și iau și aruncă în temniță și a doua zi se adună Sinedriul. Sinedriul era autoritatea ultimă în Iuda. 4 mari preoți prezenți. O adunare legiuită cum nu se poate mai mult. Vindecarea era evidentă și atunci Sinedriul, neștiind ce să facă, i-a scos afară pe cei doi. Și au început să discute între ei. Ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin el s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta și mai mult în norod, să amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit. Nu uitați, e vorba de autoritatea ultimă în materie de religie în țara respectivă, la ora respectivă de Sinedriu. Le-a poruncit să nu mai vorbească în niciun chip și să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus Hristos. Uitați-vă la Petru, prins între două autorități. Cea lui Hristos, care le-a spus, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim până la marginile pământului, și cea a autorității omenești, a Sinedriului. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Cum te-ai simțit?
Dacă copilul tău, nu vorbesc de un copil de 2 ani sau de 3 ani, dar vorbesc de un adolescent care a început să judece, vorbesc de un tânăr care este în casa ta, să se uite în ochii tăi și să spune: tată, judecă tu singur dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascult mai mult de tine decât de el. Wow, eu aș intra în pământ, dragii mei. În pământ aș intra. Dar copilul meu are dreptul să o spună. Pentru că Pavel prefațează toată secțiunea legată de familie cu supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și aici intră și copiii părinți și părinți copii. Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Supunerea față de stăpânire trebuie să rămână în perimetrul ascultării de Dumnezeu, oricare ar fi ea. Dragii mei, ascultam o predică ieri și undeva în țările musulmane au intrat într-o adunare niște oameni și au zis: care dintre voi este, erau studenți, care dintre voi este creștin? S-au ridicat creștinii și au zis: leapăle de Hristos. Dacă a zis nu, l-am pușcat pe loc, unul după altul, pum, pum, pum. Spuneți-mi, am vorbit de martiri, dacă n-ar fi fost această regulă, întotdeauna te supui autorității ultime. Și când există un conflict între autoritatea părintelui și autoritatea Domnului, autoritatea Domnului primează. Autoritatea Domnului primează. Petru a sfidat Sinedrul ca să asculte de Hristos. Ascultarea trebuie să fie în Domnul. Și acest în Domnul circumscrie perimetrul voii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, părinți și copii. Atunci când se confruntă cele două autorități, autoritatea ultimă rămâne în picioare. Este evident faptul că vorbesc despre o relație părinte-copil în care copilul deosebește binele și răul, poate a încheiat un legământ cu Hristos, citește Biblia, cunoaște voia lui Dumnezeu. Iar, dragii mei, copiii noștri vor pune semne de întrebare după toate tradițiile, după toate obiceiurile noastre. Și nu-i pot spune așa îi, pentru că așa a fost și la tata. Nu-i suficient pentru copiii noștri. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Uitați-vă motivația la porunca din Decalog. Porunca este să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și făgăduința asta trebuie să fie motivație pentru fiecare copil. Ca să fii fericit, să trăiești multă vreme pe pământ. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Oare ascultarea de părinte garantează fericirea și o viață lungă pe pământ? Aici e vorba de societate ca întreg, dragii mei. Acum, dacă Dumnezeu este Cel ce zice și face, poruncește și ce poruncește ea ființă, El știe să împlinească făgăduințele Lui. Dar imaginați-vă o clipă cauza, legea cauzei și a efectului. Ce se întâmplă când se rupe relația dintre părinte și copil? Prin neascultare sau prin întăritare la mânie, vom vedea mai târziu. O catastrofă. Familia este celula fundamentală a societății. Se desface familia, se desface biserica, se desface societatea. Pierim de pe pământul acesta. Neascultarea de părinți este răzvrătire împotriva Domnului. Copii, ascultați bine. Neascultarea de părinți este răzvrătire împotriva Domnului. Cu alte cuvinte, eu intru în conflict nu doar cu tata și cu mama, ci intru în conflict cu Dumnezeu, cu autoritatea ultimă din universul acesta. Și vreau să vă iau neascultarea de părinți, să o așez în mijlocul unor lucruri de care mi-este groază să le și citesc. Și Pavel face o radiografie a societății și din versetul 28 din Roman, capitolul 1, el scrie: fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor,
Neascultarea de părinți este o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, o alungare, o scoatere a lui Dumnezeu din conștiința mea. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți. Incredibilă companie a neascultării de părinți, toate lucrurile acestea. Și vreau să vă spun, pentru că copiii pleacă din familiile noastre, cred că neascultarea de părinți ar putea fi o rădăcină a acestor lucruri. Este o ușă pe care o deschidem pentru toate aceste lucruri urâte să intre în viața și în societatea noastră, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci și găsesc de buni pe cei ce le fac. Dacă s-ar opri aici lucrurile, poate că am zice, le-am rezolvat cumva, dar mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, neascultarea de părinți este o necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci l-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr. Însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu. Cum faci lucrul acesta? Ascultând de el. Ca soție, ca soț, ca și copii, ca părinte, ascultând de el. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Spuneți-mi, nu trăim într-o lume nebună? Nebună? De ce? L-am scos pe Dumnezeu, ne-am înstrăinat de noi înșine și de semeni. Copii de părinți, părinții de copii. I-am dat să-i crească alții și ne mirăm că au ajuns ce au ajuns. Dragii mei, nimeni nu poate nega că ascultarea de părinți este într-un trend descendent și în familiile creștine. Mă uit la familiile tinere din biserica noastră, avem foarte mulți copii și mă mir cum doi părinți nu știu să administreze un copil. Nu știu. Dragii mei, copiii sunt fantastici. Dacă dai timpul cuvenit și dacă îți faci datoria, în primul rând de soț și părinte în casă. Copii, nu vorbesc eu, vorbește Sfântul Apostol Pavel în numele Domnului. Ascultați de părinții voștri că ce este drept. Să cinstești pe tatăl tău, pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și cel care o face este Dumnezeu însuși. Și vei fi fericit și vei trăi multă vreme pe pământ. Dar textul continuă. Dar puteți? Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Există un cuvânt în greacă pe care Cornilescu îl traduce cu perifraza nu întărâtați la mânie, întărâta la mânie. Există un singur alt text în Noul Testament care conține cuvântul respectiv, este Ioan Roman, capitolul 10, versetul 19. Vă voi ațâța pisma prin ceea ce nu este neam, vă voi ațâța mânia, și ăsta este cuvântul, printr-un neam fără pricepere. Dumnezeu este cel care ațâță mânia poporului său din pricina răzvrătirilor lui, când mântuiește pe cei care de fapt nu sunt evrei. Dragii mei, Dumnezeu poate întărâta la mânie, e treaba Lui, pentru că El cântărește lucrurile, noi nu. A întărâta la mânie înseamnă a împinge la păcat pe copilul tău. A împinge la păcat pe copilul tău. Când se ceartă ucenicii între ei, Domnul Iisus ia un copil și îl pune în mijlocul lor. După care le spune, pentru cine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se
atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în fundul mării. Ce grele cuvinte! Pentru cine va face să cum să fac să păcătuiască pe copilul meu? Ațețându-l la mânie, întăritându-l la mânie. Ce înseamnă a întărita la mânie? Când o facem? Cum o facem? Dragii mei, de cele mai multe ori pe negândite o facem. Dacă n-ar exista contrastul din versetul nostru, nici n-aș ști ce să vă spun. Dar textul spune, și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, virgulă, ci, o conjuncție adversativă, creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Cu alte cuvinte, cei doi termeni se clarifică unul pe altul. A întărâta la mânie pe copilul tău înseamnă a nu-l crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Repet, a-l întărâta la mânie pe copilul tău înseamnă a nu-l crește în mustrarea și în învățătura Domnului. Ceva mai concret, Benine, pot spune, da? Trei lucruri aș vrea să vi le leg de suflet. În primul rând, sunt trei întrebări. Sunt mustrarea și învățătura cu care se întâlnește copilul meu din partea mea ale Domnului? Dați-mi voie să spun de cele mai multe ori, nu. Sunt mâniile mele. Sunt lipsa mea de stăpânire de sine, care o revărs asupra copiilor mei. E dosul meu de palmă, sunt decibelii cu care strig la el. El e copil, are un an, doi, trei. Sunt obosit, nu-i o scuză. Sunt mustrarea și învățătura cu care se întâlnește copilul meu din partea mea ale Domnului. Dacă nu sunt ale Domnului, nu te mira că îl întăriți la mânie și cum crește, vezi cum fierbe cucta în el. A doua întrebare, oare mustrarea și învățătura operează și în viața mea? De cele mai multe ori noi, părinții, știm ce avem de spus, nu facem ce spunem. Și pentru că nu facem ce spunem, viața noastră vorbește prea tare, copiii noștri se audă. Și de aceea a doua întrebare, cât de mult operează mustrarea și învățătura Domnului în viețile noastre? Și a treia întrebare, cât de consecvenți suntem în trăirea relației noastre cu Hristos? Dragii mei, toți avem scăpări și alunecări. Cineva veni dimineață și mi-a spus, săptămâna asta am călcat pe bec copiii mei. Mi-am cerut iertare și am plâns. Și când m-a văzut că plâng, au început să plângă și ei. Foarte bine. Dragii mei, dacă asta s-ar întâmpla mai des în familiile noastre, să plângem împreună, să ne plângem noi părinții falimentele în fața copiilor noștri, ar fi mai multă nădejde pentru ei. Copiii cresc explorând lumea, căutând răspunsul la întrebările din ei, nu se mulțumesc cu tipare strâmte în care încercăm să-i băgăm. Și de aceea când copilul de la 3 ani începe să zică, da de ce, da de ce, dosul de palmă nu-i suficient, niciun de aia nu-i suficient, fă-ți timp pentru copii. Răspunde-le la întrebări, intră în discuție cu ei. Dragii mei, toți avem în casele noastre o carte mare și neagră. Vrei să-ți disciplinezi copii? Deschide cartea. Asigură-te că ești în voia Domnului. Cheamă-i în fața Scripturii și vorbește-le. Dar noi n-avem timp pentru așa ceva. Atunci când am spus că Dumnezeu ne cheamă pe noi bărbații să ne dăm rob lui Hristos pentru cei din casele noastre, incluzând copiii noștri, am spus că avem nevoie de curaj, avem nevoie de disciplină și avem nevoie de înțelepciune. Disciplina de a cunoaște voia lui Dumnezeu, de a ști unde să deschizi Biblia când ai de povestit cu copilul tău și înțelepciunea pentru a vorbi când, cum și ce trebuie. Iar epistola către evrei ne vorbește despre consecvența întreirii vieții creștine. Croiți cărea drepte cu picioarele voastre, ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Dragii mei, copiii noștri își caută drumul. Copiii noștri sunt ca niște oameni beți din acest punct de vedere, care au nevoie de o cărare dreaptă croită de noi părinții. Nu te însura, nu cere copii de la Dumnezeu, dacă nu ești dispus
să îngustesc cărarea și să o îndrepți înaintea pașilor tăi. Un prieten s-a uitat în ochii mei, avea lacrimi în ochi și mi-a spus: libertățile părinților ajung vicii la copii. Noi, părinții, avem tot felul de scuze, noi avem tot felul de argumente sofisticate prin care justificăm căutările noastre sau umbletele noastre în stânga și în dreapta. Copiii noștri nu știu face treaba asta. Copiii noștri se uită la noi și dau din cap în adâncul lor, le-i rușine să ne spună. Dar noi, părinții, suntem chemați să creăm cărare dreaptă cu picioarele noastre, ca cel ce șchiopătează să fie vindecat. Aș încheia o întrebare dureroasă. Cum, câți dintre cei din sală sunteți copii? Cred că nu este niciunul născut neprubet aici, sau s-ar putea să fie, dar toți avem cel puțin, la origine, părinți. Dar ce faci atunci când părintele falimentează? Falimentul soțului scuză responsabilitățile neîmplinite ale soției? Falimentul soției scuză neiubirea soției, cum a iubit Hristos biserica? Falimentul părinților scuză neascultarea copiilor de părinți? Nu uitați, Dumnezeu nu condiționează poruncile Lui. Dumnezeu spune soției ce are de făcut, soțului ce are de făcut, copiilor ce au de făcut, părinților ce au de făcut. Cu alte cuvinte, noi dăm socoteală lui Dumnezeu de împlinirea și lăsăm în seama Domnului responsabilitatea celuilalt. Așa cum soțul și soția și-au primit responsabilitățile din partea lui Dumnezeu, părinții și copiii își primesc responsabilitatea din partea lui Dumnezeu. Oare un copil este scutit de porunca din capitolul 4, versetul 26? Mâniați-vă! Dacă părintele te întărâtă la mânie, ai dreptul să te mânii. Ce spune textul mai departe? Dar nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Oare un copil e scutit de ascultat de acest verset? Dragii mei, cel mai mare lucru pe care poate face un copil din fragilă pruncie, și noi părinții trebuie să-l ajutăm, este să-și administreze mâniile. Căutam o poză pentru un copil mânios și am intrat pe Google și am zis copil mânios și am dat images, da? Și am văzut interminabile poze cu copii abia au ieșit din găoace. Mânioși, încruntați, cu pumnul ridicat, cu... Se parte din ei, parte din ființa noastră. Dumnezeu știe lucrul acesta. Întrebarea este cum administrez aceste vulcane din lăuntrul meu. Cel mai mare lucru pe care pot face copiilor mei este să le ajut să-și rezolve mâniele înainte de apusul soarelui. Dar cum să fac lucrul acesta? Foarte simplu. Cum ar fi să readucem în familiile noastre momentul acela în care am venit de pe toate coclaurile și deschidem Biblia, poate la cină, ne uităm unii în ochii celorlalți, ne cerem iertare unul de la altul, ne rugăm împreună și ne culcăm liniștiți. Dar asta nu se mai practică. Dragii mei, societatea în care ne trăim ne-a aruncat pe cât suntem într-o familie în atâtea direcții. Ne adunăm când ne adunăm, nici măcar nu există o masă, nici duminica, nu mai putem să mâncăm împreună. Și de aceea fiecare se culcă cu mâniile lui, cu lucrurile lui nerezolvate. Mânia aduce cu sine iuțimea, iuțimea strigarea, strigarea clevetirea, clevetirea răutatea, și de aceea Pavel spune să piară din mijlocul vostru. Frații mei, de ce ne-a dat Dumnezeu copii? Nu cred că ne-a dat să-i vedem în fundul iadului, ci ne-a dat copii să lărgim împărăția lui Dumnezeu prin ei. Ne-a dat copii să lărgim împărăția lui Dumnezeu prin ei. Și de aceea dați-mi voie să închei cu trei întrebări. Uitați-vă în ochii Domnului și dați-i lui răspuns. Sunt mustrarea și învățătura ale Domnului? Oare această mustrare și învățătura ale Domnului operează și în viața mea ca părinte? Cât de consecvent îmi trăiesc viața înaintea copiilor mei? Cât de conștient sunt că vorbele mele, atitudinile mele,
Lasă câte o amprentă în sufletul lui, pe care cuvintele mele nu o șterg. În sală sunt părinți și copii. Fiecăruia în dreptul nostru, Dumnezeu ne spune, iau-ați cerul și pământul martor împotriva voastră. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Cum să aleg viața, Doamne? Foarte simplu. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta, de ascultarea de Dumnezeu, atârnă viața ta, lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov. Dragilor, mergeți acasă, soțiile vor pune masa, ajutați-le și când vă așezați cu familia, uitați-vă unul în ochii celuilalt și ați ascultat fiecare din partea Domnului așteptările Lui. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și voi, părinți, la rândul vostru, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie. Înainte de a începe să mâncați, ridicați o mână sus și pe rând spuneți ce ați hotărât înainte acestor lucruri nu complicate de înțeles. Da sau nu? Și pe urmă veniți să ne ajutăm unii pe alții să venim la viață. Dragii mei, nu televizorul, nu societatea, Dumnezeu este creatorul nostru și El știe unde-i viața și unde-i moartea. Și de aceea ne îndeamnă, alege viața ca să trăiești. Amin.